Salutare! Astăzi o să facem un nou episod cu Team Bark, pentru că am văzut că foarte mult mi-ați cerut Team Bark, așa că responsabilul pentru cel mai bun comentariu în care să încerc Team Bark este acesta. Așa că dacă vrei să fii responsabil și tu pentru următorul videoclip, lasă un comentariu în secțiunea de comentarii, bineînțeles, ca să facem împreună ideea ta. Așa că dă un mare like la acest video dacă vrei să continui această serie, oricum o continuăm chiar de nu dădeai like, așa că hai să dăm drumul la Team Bark. Să vă prezint aromele. Team Bark, coacăze negre și mentă. Team Bark, struguri și aloe vera. Team Bark, grapefruit și portocală. Team Bark, mere, lămâi și mentă. Team Bark, mere, zmeură și mentă. Perfect, acestea sunt cele 5 arome pe care eu le-am luat, așa că hai să le degustăm. Și apropo, vreau să vă zic de pe acum că acest video nu este sponsorizat și niciunul nu este sponsorizat de pe acest canal. Așa că prima aromă este Team Bark, mere, zmeură și mentă. Ce îmi place foarte mult este că, dar aici este și o promoție care a expirat pe data de 15 august. S-a dus. Ok, asta e. Îmi place care e inelul ăsta și nu trebuie să mă chinui să-l desfac cu dinții sau ceva de genul. Mamă, îmi place. Petrecere frumoasă scrie aici. Mamă, ce fel miroase! Se simte zmeura și menta foarte tare. Mamă, de dulce este. Zmeura se simte cel mai tare. Așa este fără, mă așteptam să fie cu acid, nu știu de ce, dar este fără acid, este perfect, exact ce îmi place. Mamă, și cât de bun este, măi, ești nebun la cap, mamă. Așa că zmeură, nu știu, mere, zmeură și mentă. Zmeura se simte cel mai mult, după aceea am impresia că menta, pentru că este puțin mentolat și dacă cumva suflu, respirație proaspătă de mentă. Ați înțeles? De mentă. Așa că o să-i dau nota 10 pentru ăsta, pentru că este foarte de mentă. Și următoarea aromă este mere, lămâi și mentă. Să ne vedem dacă mai zice petrecere frum. Aici scrie Hai, lasă munca. Asta scrie, că pe primul capac scria petrecere frumoasă și pe asta scrie hai, lasă munca. Ok, lăsăm munca, dar noi acum muncim, îmi pare rău. Așa că mirosim. Zici că e un miros de lămâie cu zahăr. E mai bună decât prima, pentru că se simte mult mai tare aroma aia de mentă. Și bineînțeles, este foarte dement, așa că o să-i dau nota 10, cred că o nota 11, pentru că este mult, mult mai bună. Așa că următoarea aromă este, mamma mia, ia să vedem, grapefruit și portocală. Hai să vedem ce scrie pe aceasta. Fail. Dansează cu mine, scrie. Nu cred că scrie asta, dansează cu mine. Hai să dansăm. Oh, baby, baby, dansează cu mine. Știi, parcă era gen de la Ștefan Bănică Junior. Come, baby, come, baby, baby, come. De când nu am mai simțit asta, mirosul de grapefruit, cred că de la Crăciun. Deci grapefruit și portocală. Bon appetit! Grapefruit se simte mult, mult mai bun decât portocala. Este exact ca și când ai mânca... Bine, este exact aceeași aromă. Se simte jumate grapefruit, jumate portocală. Dar parcă mai mult este predomină aroma de grapefruit, ceea ce îmi place foarte mult, pentru că îi dă așa puțin aroma mai acrișoară. Așa că o să-i dau nota 10 și pentru ăsta, bineînțeles. Nu știu de ce, dar cred că am impresia că o să ia nota 10 toate. Așa că următoarea este struguri și aloe vera. Penultima, hai să vedem ce scrie. De data asta am reușit din prima. Pe asta scrie ok, hai lasă munca. Am mai găsit capacul ăsta. De ce? Nu vreau să las munca, mi-e place să muncesc, înțelegi? Vreau, îmi place să muncesc. Așa că hai să dăm drumul. Bun apetit. Aloe vera, mamă. Și struguri. Sunt niște struguri din aia albi, așa că cred că strugurile astea o să-mi placă la nebunie. De fiecare dată când mergeam la țară, mâncam de-a struguri, de după aceea mă duceam la WC-ul, credeți-mă. Mamă, da. Și aloe vera aia se simte foarte bun, deci aloe vera este foarte bun pentru organism, îți mărește imunitatea, îți creează așa niște putere, așa că hai să trecem la următoarea și bineînțeles să-i dăm nota 10 și ultima, dar nu cea din urmă, măi băieți, hai să-i dăm drumul. Mă scuzați că reacționez așa, dar nu știu ce am astăzi, sunt băgat în priză parcă. Hai să vedem, coacăze negre și mentă, ia să vedem, ne-a dat puțină mentă. Mamă, gustul distracției, asta scrie aici, hai să ne distrăm exact ce aveam nevoie astăzi, să muncim, să ne distrăm, să petrecem frumoasă și să dansăm, așa că bon apetit, coacăze.
Asta are cea mai puternică aromă, pentru că coachezele au un miros foarte puternic. Wow! Ceva ca niște struguri mult, mult mai puternic, parcă fermentați, ceva gen ca la must. Înainte să se facă vinul, știți că este mustul și din must se face vin. Și ceva de genul se simte coachezele, dacă nu știți, așa că vă o să zic nota 10 pentru asta. Yummy. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un mare like, lasă un comentariu cu o idee și o sugestie de video pe care vrei tu să o facem împreună și o să apară comentariul tău exact pe aici. Așa că nu uitați să te abonezi la acest canal de YouTube și bineînțeles să urmărești pe pagina mea de Instagram Florentin Hriscu Style, o aveți în descriere. Bineînțeles, nu știu, azi sunt așa mai high, înțelegi? Așa că vreau să doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari lansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!